Stimați cetățeni, dragi măineșteni, ne apropiem de sfârșitul anului 2022, un an dificil, spun eu, din punct de vedere al problemelor care s-au ivit, un an care se renaște după pandemia din anii anteriori, un an cu un război la graniță început în luna februarie și un an în care prețurile și toate prețurile sunt într-o creștere destul de agresivă. Așadar, dacă toate acestea au făcut ca în România și în lume să facă o creștere a inflației, iată, municipiul Măinești a obținut fonduri pentru o dezvoltare în acest an și nu o dezvoltare minimă, ci chiar majoră, pot spune, pentru că am continuat proiecte începute în anii anteriori, am început proiecte noi și am și inițiat proiecte de viitor. Din cele începute și continuate pot menționa aici pe categorii, chiar aș începe cu sănătatea, care este primordială. Am finalizat un proiect la Spitalul Municipal de 2 milioane de euro pentru dotarea ambulatorului de specialitate cu aparatură medicală. Am finalizat două săli de operații în bloc operator în parteneriat cu Consiliul Județean. Am finalizat clădirea de la Unitatea de Primire Urgențe și am inițiat un proiect tot la Compania Națională de Investiții, de acolo de unde a primit finanțare și clădirea de la Unitate Primiri Urgențe pentru dotarea cu echipamente, dar și un proiect nou de refacere a întregii instalații electrice din spital, un proiect care vom semna contractul chiar pe data de 22 decembrie, un proiect în valoare de 3 milioane de euro, finanțare europeană 2 și 1 milion din bugetul local. Urmează educația, un segment important în portofoliul nostru, pentru că, am spus mereu, fără educație, o localitate nu are viitor. Am finalizat școlile începute, școlile George Enescu, Ștefan Luchian, Alexandru Sever, dar finalizăm la începutul anului viitor și un proiect major la Liceul Grigore Cobălcescu, un proiect de aproximativ 3 milioane de euro. Am finalizat și un proiect inițiat în timpul pandemiei, acela de a dota școlile cu echipamente IT, tablete smart, tablete grafice și tablete pentru copiii mai nevoiași. Am finalizat acest proiect chiar în această lună. Deja au intrat în posesia acestor echipamente toate școlile, cât și acești elevi care au și probleme sociale. Sigur, pe lângă educație, ne-am gândit la agrement și am început un bazin de not care este finanțat de Compania Națională de Investiții, 2 milioane de euro și acolo, va fi finalizat la începutul anului următor, respectiv în primăvara anului 2023. Realizăm un teren de tenis în zona stomatologiei, valoarea lui este de aproximativ 700.000 de lei, în parteneriat cu OMV Petrom. Un teren de tenis pe zgură, cu tribune nocturnă, grupuri sanitare, acces online la acest teren în baza unui regulament pe care îl vom stabili și aproba în Consiliul Local. De asemenea, vom face și un stadion nou, un teren mare, un teren mic și spații pentru cazare și vestiare și acesta este de aproximativ 2 milioane de euro, tot în fază de licitație publică pentru execuția de lucrări. Dar un segment important pentru municipiul Măinești acum este infrastructura. După străzile asfaltate în anii anteriori și nu puține, am trecut la infrastructura urbană, să spun așa, prin acel coridor de mobilitate urbană și piste de biciclete. În zona urbană montăm acum peste 48.000 de metri pătrați de pavaje, am introdus cablurile prin subteran pe trotuare, vom avea un iluminat modern cu LED-uri, vom avea piste de biciclete, standuri de biciclete smart, vom avea sistem de supraveghere și, de asemenea, un sistem de monitorizare a traficului, atât în zona urbană, cât și în zona Găzărie, strada Mihai Eminescu. Un proiect în valoare de peste 15 milioane de euro și când spun peste, înseamnă peste 17, doar 15 milioane sunt de la Uniunea Europeană și peste 2 milioane din bugetul local. Sigur, și asistența socială este un segment important.
Am finalizat în acest an, împreună cu Direcția de Asistență Socială, un proiect de peste 40 de milioane de RON, deci se apropie și acela de 1 milion de euro. Am construit 3 case sociale în care stau 18 persoane cu dizabilități, iar din centrala aflată în zona Libertății, am realizat un centru de zi pentru persoane cu dizabilități, nu numai pentru cei care sunt acum ocrotiți în acele case, cât și pentru cei din municipiul Moinești care au nevoie de aceste servicii sociale de reabilitare fizică și mentală chiar. Ne străduim să inițiem proiecte noi prin Programul Național de Reziliență. Am depus deja pentru insule ecologice, pentru acea rampă de colectare prin aport voluntar a deșeurilor voluminoase. Sunt în stadiu de evaluare. Intenționăm de asemenea să montăm stații electrice, stații de încărcare a mașinilor electrice. De asemenea, inițiem proiecte și din bugetul local în anul ce urmează. Mai extindem rețele de apă și canal acolo unde este strictă nevoie pentru a realiza și străzi asfaltate, pentru că știm cu toții o întârziere de la CRAB a licitației care trebuia să se adjudece în anul ce îl încheiem. Valoarea proiectului este pentru municipiul Moinești de aproximativ 14 milioane de euro. Sperăm că în anul ce urmează să aibă loc și această licitație, ca toți moineștenii să beneficieze de aceste utilități. Ar mai fi multe de spus. Eu pe această cale vreau să mulțumesc în primul rând Consiliului Local pentru că a susținut proiectele pe care le-am inițiat și le-am supus preaprobare. Să mulțumesc aparatului de lucru pentru că este alături de primar, sunt alături de cetățenii municipiului Moinești și, într-adevăr, fără ajutorul acestora nu am putea avea un număr atât de mare de proiecte. Putem spune că suntem pe podium, chiar pe primul loc în județul Bacău, la accesarea fondurilor europene și, de ce nu, și la dezvoltarea proiectelor cu finanțare guvernamentală și din buget local. De asemenea, trebuie să mulțumesc cetățenilor municipiului Moinești, contribuabililor care și-au plătit impozitele și taxele locale. Să mulțumesc tuturor pentru că ne sunt alături la evenimente pe care le-am avut pe parcursul anului și nu puține la număr. Trebuie să amintim aici activitatea de la Clubul Elevilor, de la nivelul municipiului Moinești, pentru că au activități pe mai multe domenii, dar în mod special doamnei director Marinica Ifrim, care are și un festival moineștean care promovează municipiul Moinești nu numai în țară, cât și în străinătate. Acel eveniment dedicat copiilor, un eveniment la care participă peste 200 de copii, un concurs de muzică ușoară și aici vin din toată țara. De asemenea, să amintesc partea de Dada City, pentru că avem și evenimente legate de Tristan Țaraș și de activitatea dadaistă. Să mulțumesc tuturor că ne sunt alături și cei de la județ și cei de la nivel național, pentru că împreună dezvoltăm municipiul Moinești și de aceea astăzi la încheierea anului vreau să vă urez în primul rând să aveți sănătate. Dacă avem sănătate, avem și educație, avem și cum ne petrece timpul liber și a desfășura și alte activități. Spun eu că ne îndeplinim misiunea cei care vă suntem alături din Primăria Moinești, din Consiliul Local și pe lângă sănătate să vă doresc tot ceea ce este mai bun dumneavoastră și celor apropiați dumneavoastră și de asemenea un călduros la mulți ani.